țineți un pic. Okay. Pot să vorbesc, da? Bun. Am votat pentru o Românie normală, am votat pentru ca al meu copil să aibă un viitor și de ce nu și al tuturor turcenilor și am votat ca Vrancea să aibă un viitor. Un viitor spre normalitate, un viitor spre fonduri europene, spre tot ceea ce înseamnă dezvoltare și sper ca împreună cu toți cetățenii din Vrancea să venim la vot și de aceea îndemn pe această cale să ieșim la vot și să ne exprimăm, să beneficiem de acest drept constituțional și anume votul. Dragi vrânceni, haideți la vot!